Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara începe luni plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibil, solizi, cărbune, lemne și petrolieri, păcură, motorină, gaz, lichefiat, acordat în baza legii numărul 226 per 2021. Plata suplimentului se face doar titularilor cererii sau împuterniciților acestora. Beneficiarii trebuie să prezinte cu actul de identitate în original sau cu împuternicire notarială la sediul situat în bulevardul Regele Carol, numărul 10, după următorul program: luni 18 martie 2024, între orele 12.15, marți 19 martie 2024, între orele 8.15 și miercuri 20 martie 2024, între orele 8.15. De asemenea, este important să știți că în perioada 18-20 martie plata suplimentului pentru consumul de energie se face pentru luna ianuarie 2024 și doar pentru cererile înregistrate în perioada 21 decembrie 2023-19 ianuarie 2024. Pentru cererile preluate după data de 19 ianuarie 2024, plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie se va realiza în termen de 30 de zile de la data transferului de la bugetul de stat către bugetul local, iar beneficiarii vor fi anunțați din timp.